Vlad Băjenescu pentru prima oară la observare pe o partidă din Fizia. Te urăm succes de continuare. Rămâne de văzut ce ne vor putea vedea în următoarele aproximativ 83 de minute. Mulțumesc colegilor care asigură asistența tehnică. Dorin Jivan, Radio Timișoara, Sorin Pradea, Direcția de Telecomunicații Cara Severin, minutul 7:30, 0-0 Gloria Andreea. Rămânem tot printre Timișorin, cu Octavian Lanțu, la întâlnirea Sportului Bunătoara, Domnul Stoiamăr. Vom găsi și la Mărădoara, sunt în Stoiamăr, cu șapta la Sfântul de Cosmino și Sfântul Stoiamăr. În urmă, cu a fost matinul jumătate de minut, s-a deschis scorul 1-0 pentru Corvino. Și de cea
cealaltă trusă, la cealaltă trusă Grigore Bogiu din Mangale, observator federal Alexandru Popescu din București. Și acum protagoniștii de partea oastră, ce se reușitoare adunor Gheorghe Chidiu, candidat de Stefan Patului și Dan Păcălitan, în poartă, Turca, Cătăte Cum, Diaconescu, Pavlov, Yeah.
Ceraș, Negrău, Vacia și Blană. De cealaltă parte, Neculai Nicoi, secundat de Turicăuță, s-au început jocul direct în poartă. Jucători de când Andrei, Coinceanu, Iaunescu, Blea, Flore și Zaharia, care s-au gândit pe ei. Luptele de aici, de pe terenul fotbal cu pentru că este 3 de opresie,
pasieze lui Mandala Jur și să strige jucătorii de la Jur pentru că la balon trec linia care marchează centrul terenului. Am primit legătura. Ce mai rău?
înseamnă că trecem la Timișoara. Exact. Președinte al Partidei Polii Unirea Zez, în continuare 0-0 Timișoara. Un segur de partidă echilibrat, care va fi dovada unor calități pe care mulți de aici le ignorau. Și acest lucru mă face să am un gând de bine pentru oamenii de jurul, mai ales că în urmă cu câteva săptămâni, împreună cu colegii mei care se află acum la microfoane în altă stadioane, ne-am simțit acolo ca acasă. Deci mulțumim încă o dată celor de la Dej și formației care astăzi este o plăcută surpriză aici. Posibile datorită atașamentului și contribuției unor oameni deosebiți, cum sunt managerul societății comerciale Someș S.A., inginerul Ioan Ungur, apoi a președintului executiv, inginer Gheorghe Pena, a vicepreședintelui economist Dragoș Mira, secretarului Olimpiu Bancu, care ne-a pus la dispoziție cu multă generozitate și modestie aceste date. Formația este antrenată, precum bine se știe, de Nicolae Manea, exact de servicii pe scena primului eșalon al fotbalului nostru, precum este statul central, Ioan de Tăran, și el component al unor echipe de primă ligă. Am pus poli de află poziția balonului prin Marga, cel care a sunat în urmă cu două minute și au văzut încă poarta unui declan pe care l-am remarcat în urmă cu treaba ta. Duelul aerian cu Bârbu și acum la balon se află Contescu, fraudat însă de Bârbu, care se recunoaște vina. Un faut ceva mai tare s-a petrecut în urmă cu 2 minute și jumătate, atunci când Slaie a văzut în față la Galben, acum s-a executat lovitura liberă, a primit Franzul dribling în fața lui Farcaș, nu reușește să se descurce în fața trioului de jucători aflat în treaba careului de 16 metri. Deja se respinge de acolo, balonul din nou la Trandu, ricoșeu și Mirea, se pare că va ajunge poșeta lui Porcescu, care vă zăpa de-a stângă, atacat de Chirchinești și faut clar fixat de Florin Verigeanu din Râmnicu Bâlcea, care nu a avut probleme până în acest moment în a conduce această partidă. Urmărim executarea acestei lovituri libere și apoi trecem în altă parte, deci lovitura liberă de la aproximativ 30 de metri național, pe care o va executa. În acest minut 33 ar întâlnirii Unirea Zez. Scorul este deocamdată 0-0. Iată, după executarea loviturii libere de către Stoicov, a fost un hit pe care l-a văzut toată lumea. Cu acest parcurs, centralul Florin Verigeanu a tras la numai
fost Thank you.
Moment 45, nu pot să-i dă seama că este autorul
aceasta este îmbrățișat și felicitat toți fani, am să vă spun cum am mai târziu. Așadar, egalitate pe stadionul Gazetar Medias, pe minutul 45, 1-1 prin golul înscris de către, eu notez deocamdată, pe Stoican, acest junior de 18 ani care a reintrat în echipă. Bine, trecem să la revista și revenim după aceea. Unde s-au încheiat pe primele campionate? We'll be right back.